În a doua parte a serii, Roberto a stat doar în preajma Denisei. Aceasta s-a spălat pe păr și el a coafat-o, a uscat-o la păr. Am auzit-o că îi vorbea așa destul de dulce lui Roberto și îi spunea că are calități frumoase și că ea crede că o să se descurce în viață, chiar și cu gătitul, i-a spus. I-a dat și un pupic pe frunte înainte să iasă din baie și mergeau pe terasă la fumat. Îi spunea Denisa că ar putea să să-i facă o plăcere și să-i gătească ceva bio și atunci ar putea să o dea pe spate, glumind așa, dar nu glumă, să mai spun lucrurile serioase. El era chiar foarte interesat, a intrat foarte serios în jocul acesta cu gătitul și i-a promis că dimineața îi face o surpriză frumoasă, o să-i gătească ceva bun și că îi spunea ea să fie fără mult usturoi, ca să nu miroasă așa usturoi de dimineață. Au avut o seară de cunoaștere, de prietenie amândoi. Vedem ce urmează.